Bună, eu sunt Ralu, bine ai venit pe Rețete Ușoare! Astăzi am pentru voi o prăjitură cu nucă, brânză de vaci și caramel. Este o rețetă perfectă pentru acest anotimp, este delicioasă și se prepară foarte ușor. Pentru blat aveți nevoie de o cană de nucă mărunțită, iar acum voi adăuga 2 căni de fulgi de ovăz. Adaug o jumătate de cană generoasă de zahăr, aproximativ 100 de grame, și o jumătate de cană de unt topit. Adaug compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, iar acum cu un pahar voi presa foarte bine în jos. Preîncălzesc cuptorul la 180 de grade și voi lăsa să coacă aproximativ 7 minute sau până când devine maroniu deasupra. Las tava la răcit, iar acum voi pregăti compoziția. 500 de grame de brânză de vaci, o mixez puțin, iar acum voi adăuga o jumătate de cană de smântână. Adaug 80 de grame de zahăr pudră vanilat, mixez și o lingură generoasă de esență de vanilie. Acum voi adăuga 3 ouă pe care le-am bătut puțin înainte. Mixăm dar foarte puțin, amestecăm cât să fie totul foarte bine înglobat. Iar acum adăugăm compoziția peste blat. Preîncălzim cuptorul la 170 de grade și vom pune un vas cu apă în cuptor pentru a nu crăpa prăjitura deasupra și o lăsăm să coacă aproximativ 40 de minute sau până când este bine făcută deasupra și este puțin maronie. Am decorat cu puțin caramel, găsiți rețeta în cutia de descriere și de asemenea o găsiți și pe canalul meu Rețeta de Caramel. Uitați cât de bine arată, se prepară foarte ușor, este o rețetă delicioasă și nu uita să-mi dai un like și să te abonezi la canalul meu. Pe curând, pa, pa!